Este foarte complicat. Niște termeni uzuali, să dai unor termeni uzuali cu anumite definiții juridice. Dacă veți găsi o definiție exactă ce înseamnă concubin, în mod special, cât durează perioada asta ca să considerăm concubinaj, cât de când survine concubinajul? La 3 săptămâni sau la 2 luni sau la 2 ani de zile? Dar există lucruri, există anumite reglementări care vor rămâne vagi indiferent de efortul și exigența pe care o vom depune. Sunt lucruri care a priori nu pot fi definite exhaustiv. Este și aici, când spuneam că cei care aplică o lege trebuie să dea dovadă de anumită, dacă vrei să constați că o persoană este sau nu concubin, trebuie să analizeze în ansamblu. Eu am văzut această știre cu asta, chiar m-am amuzat și cu mine puțin.